În ultimele zile din anul 2013, un bărbat din comuna prahoveană Nistorești a solicitat intervenția reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare, crezând că o vulpe i-a mușcat un câine. Ajunși la fața locului, medicii veterinari au aflat că nu era primul eveniment de acest gen din perioada respectivă. Proprietarul a declarat că pe data de 24 decembrie a găsit în padocul în care erau păsările, 3 păsări moarte și un cățel mic de 6 luni de zile ca vârstă și în jur de 3 kg pe care l-a găsit mort dimineața, cățel pe care, bineînțeles, l-a aruncat. În 28, când a văzut sângele și a stabilit că ar putea să fie tot vulpe, ne-a anunțat pe noi, am găsit cățelul respectiv, cel omorât, unde fusese aruncat de către proprietar. Imediat, atât animalele moarte, cât și câinele încă în viață au fost supuse analizelor. Am recoltat, am ajuns la Laboratorul Sanitar Veterinar Prahova și nu s-a confirmat pe testul de imunofluorescență directă rabia. Bineînțeles că s-au făcut proba biologică, inoculare pășoricei albi și așteptăm 30 de zile pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Câinele este în momentul de față sub supraveghere sanitar-veterinară pentru o perioadă de 14 zile. Nu sunt semne că ar putea fi un caz de rabie.